televiziune, la frizerie, zic cum a început totul. Da, să știi că de-a lungul timpului am avut mai multe încercări de a face un business, pentru că am vrut să fac mereu și altceva în afară de televiziune, gândindu-mă că o să îmbătrânesc și eu la un moment dat și nu o să mă bage nimeni în seamă să mă pună pe sticlă. Și am zis, lasă să-mi asigur pensia. Glumesc într-un fel, nu în totalitate. Și ideea este că la sfârșitul anului trecut, chiar în plină pandemie, am zis, ok, hai să deschid o frizerie, îmi doream de foarte mult timp și am gândit un concept altfel decât avem în România pe piață, pentru că era singura șansă să și avem succes. Și acum avem o frizerie open space, adresată centrelor comerciale, mall-urilor, cum e și aici în AFI. Am început timid, dar ne-am dezvoltat destul de repede. În primele 6 luni am deschis 2 locații și mai urmează și altele. Acum eu mereu am avut obsesie și cu părul, acum am început să și chelesc, nu se mai pune, dar mereu am fost așa atent și la aspectul fizic și la cum mă îmbrac și la cum îmi aranjez părul. Deci zona asta nu mi-e foarte, foarte străină. Dar ce înseamnă a avea o frizerie, un barbershop, un loc dedicat bărbaților, e cu totul diferit. Adică când am intrat în pâine și am început business-ul, mi-am dat seama, stai puțin, că e vorba despre altceva. Dar ne-am adaptat și iată că suntem bine acum. Bun, dar ți-au trecut pragul persoane publice până acum? Da, să știi că mi-au trecut pragul mai multe persoane publice, inclusiv din zona politică. Am avut chiar de curând și un ministru la noi pe scaun, dar asta rămâne între mine și ei. Și le respectă intimitatea și îi asigur că, în ciuda faptului că avem un concept de spațiu deschis de frizerie și aparent intimitatea nu e la locul ei acolo, acasă, dacă ne vine o persoană publică, întotdeauna respectăm lucrul acesta. Noi ne bucurăm dacă revin și sunt ei mulțumiți de serviciile pe care le oferim în Barber Kiosk. Bun, dar tu știu că vii din mediul de la Prima TV, din care ai plecat, și vreau să revenim puțin la plecarea ta. Ce te-a făcut să schimbi locul? Au fost 13 ani pe care i-am petrecut la Prima TV. M-am angajat acolo când aveam 19 ani, deci eram foarte, foarte mic. Am început ca reporter, după 13 ani eram deja producător, am avut și emisiunea Focus Monden aproape 10 ani și am considerat anul trecut când am făcut mutarea, că deja chiar acum am un an de când am plecat, că am făcut tot ce era posibil acolo. Aveam nevoie de o schimbare, în primul rând, pentru mine. Am lăsat acolo în urmă colegi dragi, oameni profesioniști, care sunt convins că vor face în continuare treabă bună, dar pentru mine a venit momentul anul trecut să fac o schimbare. Ce se va întâmpla pe viitor? Acum sunt la România TV, prezint știri. Am dorit să încerc și zona asta de știri și mi s-a oferit ocazia să fac asta acolo. Am deja un an acolo. Ce urmează rămâne de văzut. În continuare știri, poate divertisment, poate reușim la România TV să, nu știu, gândim un program, o emisiune de interviuri, habar nu am. Sunt foarte, foarte deschis și pus pe treabă așa cum a fost întotdeauna. Păi știu că tu ai și o soră geamănă care a participat la Imperiul Leilor și dacă tot te-am prins cu sora geamănă, vreau să știu așa de gemeni. Voi aveți cumva gânduri comune, telepatie, care e? Să știi că ne-a spus mama că am fost în aceeași placentă, ceea ce e foarte interesant. Am crescut unul lângă altul până la finalul clasei a 12-a, am fost în aceeași bancă mereu. Când eram mici, nu pot să spun neapărat că aveam gânduri comune, dar dacă eram la distanță și mi se întâmplau lucruri mai puțin fericite, pot să spun că știam, adică o sunam fără să îmi dau seama că are nevoie să o sun și s-a întâmplat asta și după ce m-am mutat în București. Acum adevărul e că nu mai simțim, dar ne auzim la telefon în fiecare zi și discutăm și business-ul ei pe care l-a prezentat la Imperiul Leilor la fel. L-am gândit împreună, i-am dat numele împreună, am început împreună, i-a rămas în ora de a să se ocupe de el. Am fost foarte mândru când am văzut, am fost și eu cu ea în studio atunci și era super, super emoționată, dar cred că mai multe emoții aveam eu decât avea ea, ea fiind pentru prima dată în fața camerei de filmat. Eu, având experiență fiind în spatele camerei de filmat, am fost extrem de emoționat pentru ea, dar eu zic că s-a descurcat foarte bine și sunt foarte mândru de ce face și de ce realizează.